Bun găsit pe scala cuvintelor! Când am prezentat cartea lui Juan Carlos Ortiz despre ucenicie, am adus înaintea dumneavoastră imaginea unui cadou învelit în folie frumos colorată. Spuneam atunci că transmiterea credinței în afara procesului uceniciei poate fi înțeleasă ca o predare mai departe a cadoului cu pricina, cel în care se află adevărurile de credință, dar fără desfacerea lui. E ca și cum ei cere cuiva să păzească poruncile date de Hristos, fără însă al învăța ce trebuie să facă astfel încât să le poată păzi. Este însă posibil să înveți a păzi aceste porunci? Iată o întrebare importantă. Atunci când Hristos și-a trimis apostolii spre a face din neamuri ucenici, el le-a dat o poruncă ajutătoare. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Apoi a adăugat, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Există câteva implicații ascunse în aceste cuvinte. 1. Ucenicia înseamnă învățare. 2. Mentorul știe deja teoretic ceea ce trebuie să învețe pe ucenic. Prin urmare și apostolii știau ce aveau să-i învețe pe potențialii ucenici. 3. Mentorul are capacitatea de a face ceea ce spune, de a aplica ceea ce știe. Și, 4. doar prin această relație, mentor-ucenic, Hristos își promite prezența. Dacă ne adunăm doi sau trei în numele Lui, se presupune că o facem pentru a ne vitaliza relația de ucenicie. Căci, adunându-ne în numele Lui, pe de o parte căutăm să înțelegem voia și, pe de altă parte, vrem să știm cum să o punem în aplicare. Citind Evangheliile, înțelegem cine este cu adevărat mentorul cu majusculă. Iisus Hristos a fost singurul care, într-un procent maximal, a pus în aplicare ascultarea credinței. Iată de ce El este mentorul sui generis, mentorul prim. Ideea aceasta a mentoratului cristic este semnalată și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 cu 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ucenicia este așadar un proces imitativ. Dacă eu fac ce face Hristos, ucenicul meu trebuie să facă ceea ce fac eu. Întrebarea care se ridică acum este următoarea. Dacă mentorul este cel care cunoaște și face, ce este un ucenic? În mod logic, este o persoană care nu cunoaște și, în consecință, nu are cum să facă. Dar este cunoașterea oare suportul aplicației în relația aceasta de ucenicie? Oare ucenicul nu cunoaște niciuna dintre poruncele lui Hristos? Eu însumi voi fi într-o relație de ucenicie toată viața. Înseamnă asta oare că voi fi nevoit să învăț toată viața? Și totuși, chiar dacă știu, înseamnă asta în mod obligatoriu ce voi face? Iată câteva întrebări de bun simț care se ridică atunci când discutăm despre ucenicie. De curând, Ghiță Mocan a publicat o carte în care încearcă să surprindă nu atât dinamica uceniciei, cât mai ales portretul ucenicului, așa cum apare el în Evanghelia după Marcu. Cartea se numește Alături de Isus, imaginea uceniciei în Evanghelia după Marcu. Și a apărut în 2014 la editura Societatea Biblică din România. De ce Evanghelia după Marcu? În primul rând, ne spune autorul, pentru că acest evanghelist accentuează mai mult acțiunile lui Isus decât învățăturile lui. Apoi, pentru că, în privința stilului, Evanghelia lui Marcu este dinamică, energică, descriptivă, tratând subiectele cu o franchețe neobișnuită. Marcu, spre deosebire de ceilalți evangeliști, nu îi cruță pe ucenici. Le descrie eșecurile în detaliu în cel puțin cinci impostaze. Prin urmare, metoda pe care o va folosi Ghiță Mocan în portretizarea ucenicului constă în a-i arăta scăzămintele, după cum spune chiar el. Avantajul acestei abortări constă în aceea că, la final, cititorul va ieși din carte încurajat. Dacă până și apostolii au fost atât de limitați, de întrebători, de nepricepuți, de superficiali, atunci, își va spune oricare dintre cititori, există nădejde și pentru noi. O primă tușă pe care o folosește Ghiță Mocan în realizarea tabloului său o reprezintă limitarea. O limitare a orizontului ucenicilor lui Isus, a perspectivei lor, adeseori egoistă. Pentru a scoate în evidență această lipsă, Autorul se folosește de scena din Marcu 1, de la 32 la 39, în care Simon îl caută pe Isus și, găsindu-l, îl apostrofează: Căci toată lumea îl căuta din pricina minunilor făcute cu o zi înainte. Isus Hristos, însă, nu rezonează cu intențiile lui Simon. Haidem să mergem în alte parte, spune el, prin târgurile și satele vecine, căci pentru aceasta am ieșit. Autorul observă aici un lucru extrem de important, anume că sursa primează întotdeauna în raport cu prestația. Hristos Hristos nu se risipește printr-un șir nesfârșit de predici și vindecări. De cealaltă parte, ucenicii confundă partea cu întregul. Bucățica lor li se pare totul. Ca să spunem drept, ucenicii nu-L căutau pe Iisus fiindcă erau sfâșiați de suferința bolnavilor, ci îl căutau pentru ei, oamenii riscau să-l transforme într-un vindecător, în timp ce el venise spre a fi mântuitor. Iată de ce se desprinde de mulțime, luându-i cu el și pe ucenici. Aceștia, desigur, reușesc să înțeleagă prea puțin din deciziile mentorului lor. Iar aici Ghiță Mocan observă un lucru extrem de important. Înțelegerea nu precedă întotdeauna acțiunea. Ba din potrivă, pe calea uceniciei trebuie întâi să rămâi în preajma maestrului, pentru ca în cele din urmă să înțelegi sensurile. A umbla cu Hristos este o aventură. Pare riscant, nu-i așa? De vreme ce nu înțelegi mecanismul. Singura grijă a ucenicului lui Isus trebuie să fie aceea de a nu se despărți de mentorul său. A fi întotdeauna în compania lui este secretul reușitei. Următoarea tușă este îndoiala, Surprinsă în Marcu 4, de la 35 la 41. Este vorba despre scena în care Isus și ucenicii săi, în timp ce se află în Corabie, pe marea Galilei, sunt surprinși de o furtună. Isus, care era la cârmă, doarme, iar ucenicii îl trezesc și îi cer ajutorul. După cum se știe, Isus ceartă vântul și poruncește mării. Este interesant faptul că de fiecare dată când Isus și ucenicii să-i trec de partea cealaltă a mării, furtuna nu întârzie să apară. Spațiul acvatic este, în mod evident, imprevizibil. Este locul unde se exprimă Dumnezeu. Un alt detaliu important este acela că, deși se află la cârmă, Isus doarme. Locul acela, observă Ghiță Mocan, era cel mai nepotrivit pentru somn. Mai mult, Faptul că doarme scoate în evidență umanitatea lui Isus, oboseala lui, în timp ce ucenicii, în situația în care se găseau, aveau nevoie de divinitatea lui. Dar se ridică încă o întrebare. De ce îi cer ucenicii ajutor în pofida calităților lor de navigatori? Răspunsul este simplu, din teamă și necredință. De altfel, teama și necredința merg mână în mână. Nu poți avea credință fiindu-ți teamă. Cum nu poți avea curaj în lipsa credinței. Scena dă la ivială și puterea lui Isus, că el provoacă o exorcizare a mării. Cine este acesta? întreabă ucenicii. Isus, remarcă Ghiță Mocan, este întotdeauna mai mult decât credeam la un moment dat. Întotdeauna el se descoperă așa, doar în cadrul uceniciei. Îndoiala, crede autorul, este o emoție dificilă, însă necesară. Nu poate fi eradicată și nici nu ar fi indicat că ea ne face mult mai receptivi la cine este și ce poate face Domnul Dumnezeu. A treia tușă, surprinsă în Marcu 6, de la 45 la 52, este insensibilitatea. Scena în cauză ne-l prezintă pe Iisus umblând pe mare. De ce este vorba despre insensibilitate? Fiindcă scena se încheie cu împietrirea ucenicilor. După ce furtuna se potolește, evanghelistul observă că ucenicii tot nu par a înțelege minunea cu pâinile. Dar oare ce anume aștepta Iisus ca ei să priceapă? Legătura pe care autorul Evangheliei o face ne sugerează că cele două evenimente, umblatul pe mare și înmulțirea pâinilor, sunt un tot organic, a înțelege minunea înmulțirii pâinilor, înseamnă, crede Ghiță Mocan, a înțelege pe deplin divinitatea lui Hristos și a te încrede în el pentru episodul următor. Apoi, problema nu este de natură intelectuală, ci de natură existențială. Ea ține de credință, de forul interior. În scena menționată, observă autorul pe bună dreptate, nu suntem invitați la un senzaționalism gratuit, ci la o sensibilitate aparte. O a patra tușă este nepriceperea. În episodul din Marcu 8, de la 13 la 21, după ce realizează că nu au luat cu ei decât o pâine, ucenicii sunt apostrofați de Isus, care le reproșează neînțelegerea. În discursul său, acesta vorbește despre aluatul fariseilor, dar atinge și scena înmulțirii pâinilor, din nou, E ca și cum Domnul ar vrea să-i elibereze de obsesia pâinii, de problema grijilor materiale, atrăgându-le atenția asupra cuvântului care poate fi cauza mântuirii sau a pierzaniei. Ucenicii, scrie Ghiță Mocan, se gândeau la ceea ce puteau face ei, adică să ia niște pâini. Domnul Isus se gândea providențial la ceea ce poate face El cu ei. Există aici o diferență pe care o punctează Mântuitorul. Creațional, toți suntem la fel. Spiritual însă, suntem diferiți după voia căreia ne supunem. A asculta de Isus nu înseamnă a face câteva lucruri în plus față de câte făceam înainte, ci a-i permite lui să facă ceva cu noi. Aici este și diferența între cel nepriceput și cel priceput sau înțelept. Citez. A fi înțelept înseamnă a fi în voia lui Dumnezeu. Eruditul nu este neapărat înțelept, dar poate deveni. Îndemânaticul sau pragmaticul nu sunt personaje înțelepte în mod necesar, sunt doar bine ancorate în realitate. Înțeleptul, în concepția Scripturii, este omul care reușește să-și învingă limitele existențiale. Este cel care, în preajma Revelației, își deschide mintea și inima. El intuiește în spatele fiecărui fenomen cotidian o dublare metafizică a lui. Chiar minunile lui Dumnezeu le înțelege și însușește într-o cheie cristologică. Nu devine dependent de ele, ci doar se ajută cu ele într-o mai bună relație cu Făcătorul lor. Superficialitatea se arată în Marcu 8 de la 31 la 38. Aici, Petru, după ce află din gura lui Isus că acesta trebuie să pătimească și să moară, intervine și îl mustră pe învățător. După cum știm, Isus îi răspunde violent, înapoi a mea, satano. Obiecția lui Petru, consideră Dietrich Bonhoeffer, citat de Ghiță Mocan, se naște din Indignarea față de suferința la care trebuie să se supună. Pe aici a pătruns satana în biserică. Proiectul lui este să despartă biserica de crucea Domnului ei. Episodul scoate în evidență două lumi diferite, a lui Dumnezeu și a oamenilor. În același timp, arată cât de jos este omul când se sprijină pe forțele proprii și cât de sus se poate înălța prin harul divin. Iar Ghița Mocan concluzionează Prea ambițioși pentru a ne smeri, prea plin de noi pentru a admite evidențele, viața noastră glisează între indiferență și admirație. Suntem de acord cu ceea ce se spune în Evanghelie, dar nu suntem în stare să ne detașăm de noi înșine. Iată de ce, la sfârșitul acestei scene, Iisus spune că acela care va căuta să-și scape viața o va pierde, iar acela care o va pierde pentru Domnul o va câștiga. Dacă moartea este inevitabilă, se întreabă excelent autorul, atunci de ce nu i-am imprimat un sens? Reprimarea euului deschide calea spre apropierea de Hristos. Nevegherea este descrisă cu ajutorul episodului din Marcu 14, de la 32 la 42. Este vorba despre scena în care Isus se roagă în grădina Ghețimani. Ghiță Mocan, trebuie să o spun, analizează excelent problema temerii lui Isus. Întrebându-se oare ce anume îl frânge pe acesta atunci când respinge paharul, răspunde În niciun caz teama de moarte. O astfel de ipoteză este superficială și incorrectă. Ar însemna, continuă autorul, că martirii de după el au fost mai vrednici și mai curajoși. Nu, Aici e vorba despre teama de abandon, căci după momentul din grădina Ghețimani, tăcerea tatălui se va amplifica, iar la un moment dat, pe cruce, Isus se va simți părăsit. Suspendarea fizică pe cruce este un supliciu infim în raport cu suspendarea spirituală a relației ce a avut-o cu tatăl. În ceea ce îi privește pe ucenici, se pare că dintre toate lecțiile primite, aceasta este cea mai grea. Somnul lor, crede Ghiță Mocan, este unul al abandonului. Dacă până acum cochetaseră cu un mesia politic și social, din acest moment perspectiva lor trebuie să se schimbe. Totul devine spiritual. Exclusiv spiritual. Lepădarea și teama sunt ultimele două tușe care întregesc portretul ucenicului. Lepădarea este, în general, sursa căinței așa cum a fost în cazul lui Petru. Calitatea uceniciei, spune Ghiță Mocan, e legată direct proporțional de calitatea căinței noastre. A trăi neatins de chinul propriilor alunecări este cea mai grea dintre stări. În ce privește teama, ea are atât o conotație negativă atunci când duce la izolare, cât și una pozitivă atunci când rezultă dintr-o mandatare, așa cum a fost situația femeilor care s-au întâlnit cu Isus cel înviat. Vă las pe dumneavoastră să descoperiți detaliile acestor ultime două tușe și să întregiți tabloul. Concluzia cărții este cuprinsă în ultimul capitol, intitulat sugestiv și totuși ucenici. Dacă e să răzumăm tot ceea ce am spus până acum referitor la portretele ucenicilor, am putea folosi două nuanțe terminologice pe care autorul le împrumută de la Gălih. Privilegiați și dezorientați. Ucenicii sunt privilegiați din pricina relației cu Hristos, dar și dezorientați din pricina omelescului lor. Astfel suntem și noi, cu mențiunea că, spre deosebire de ei, care aveau cuvintele lui Isus în formă orală și priveau înainte către o înviere, noi avem cuvintele lui și ale apostolilor într-o formă canonică, iar învierea este deja un fapt împlinit. Suntem așadar beneficiarii întregii lucrări cristice. La fel ca autorul, cred și eu personal că în creștinism ucenicia este fundamentală. Nici o altă relație nu te solicită mai mult, spune autorul, dar nicio o altă nu-ți oferă mai multe binecuvântări. Condamnată la monotonie, viața fără ucenicie e precum planta fără apă. A fi ucenic, înțelegem din cartea lui Ghiță Mocan, înseamnă în primul rând a face, a călca pe urmele lui Hristos chiar și atunci când înțelesul faptelor lui ne scapă. Iar ucenicia, da, este o provocare ce durează de-a lungul întregii noastre vieți, căci, nu-i așa, de cele mai multe ori, înțelesul la ceea ce ni se întâmplă ne scapă. M-am bucurat mult de cartea acestui cunoscut pastor Orădean și nu doar din pricina conținutului ei ideatic, din care mărturisesc, am spicuit doar în această prezentare, ci și din cauza manierei literare în care a fost scrisă. Am remarcat talentul eseistic al autorului, dar și talentul său literar, căci lipsa greșelilor stilistice, ușurința în mânuirea frazelor, capacitatea de a concentra esența înțelesului în câteva cuvinte, vorbesc despre faptul că lecturile sale se intersectează nu doar cu studii teologice de calitate, ci și cu literatură de calitate.